X Braker este sponsorizat de G2A. Prețuri mai mici decât alocația ta. Folosește codul DOMIX pentru cele mai tari oferte. Hei, salutare, prieteni, eu sunt X Braker. Bine v-am regăsit la un nou episod cu echipa de fotbal a youtuberilor din România. Avem meci în campionat, un meci important. Trebuie neapărat câștigat. Trebuie neapărat câștigat acest meci. Jucăm cu echipa de pe ultima poziție. N-ar trebui să fie foarte greu. N-are niciun punct. N-are niciun punct, dar le poate face o surpriză. Eu, deci... Orice e posibil, iată, în ultima parte din campionat am bătut cu 5-0, ne-am antrenat pentru acest lucru, am avut mai multe șuturi, Regen a marcat, nu, cu un rating de 10 a fost omul meciului, Ovidiu Pătrașcu a avut o pasă de gol, iată și golurile marcate de Bianca, Legend, Ilie, Regen și iRaphahell. Da, și iată, partida stă să înceapă, mai este foarte puțin timp, trebuie să câștigăm, băieți, trebuie să câștigăm, am încredere în băieții mei că vor da totul pe teren și vor obține cele 3 puncte puse în joc și avem, iată, prima fază, Max. Mai departe cu Codrinel, iRaphahell, pasă pentru Ilie, Ilie, să vedem ce face Ilie, Ilie, pasă pentru Oviță și 1-0! Minutul 4, iată, reușit să deschidem scorul. Este minutul 5 acum, pisicuța. Pasă bună în careu, iRaphahell face dubla în 2 minute. Nici 2 minute dăm un gol, într-un minut mai bine zis. Într-un minut dăm 2 goluri. Oh, Doamne, ce se întâmplă pe teren? Oare facem scorul? Da, pe Oviță. Oviță, deposedat în ultimul moment. Ce bine am început meciul ăsta. Cât de bine am început și fiți atenți. Dăm bonusul pe atac și schimbăm puțin aici. Normală, ofensivă. Suntem ofensivi, băi, suntem ofensivi și trebuie să câștigăm. Iată ce adversarul nostru are o fază. Oh, e periculos aici, ai grijă, Maiki. E offside însă, Mebri se află în offside, 2-0, este minutul 13. Ne-am cam rezolvat partida în mare parte. Acum depinde să vedem care va fi scorul final. Eu merg pe un scor la o diferență de 6 goluri. Voi ce credeți? Reușiți să dăm o diferență de 6 goluri? Să sperăm. Iată o minge pierdută de Bianca, destul de ușor, a încercat tot diagonalul pentru Oviță, n-a reușit și Munoz. Oh, depărtăm pericol, Lirie contraatac, Oviță, iată din 2 pase, dăm golul, are Oviță, Max, iată ce combinație și ce gol, tiki-taka, tiki-taka, au învățat băieții tiki-taka de la românii din Premier League, bine, bine, ce gol dăm, oh, Doamne, minutul 23, o nouă fază acum. Recuperează Codrinel, pasă pentru Ilie, Ilie, offside la Oviță, Ovidiu Pătrașcu este în offside. Jucăm foarte bine, jucăm foarte bine și avem chiar 3-0. Să vedem o primă informație, avantajul acesta este grozav. Ne putem trage sufletul, n-are rost momentan. N-are rost, îl are pe Șevchenko. Îl are pe Șevchenko, dar el nu poate face față youtuberilor din România. Jucăm mult prea bine, jucăm mult prea bine ca să ne bată cineva. Asta suntem în formă mare, Ilie, poate șuta, Ilie avansează, Ilie... Tai! Tackling perfect în ultimul moment, în momentul șutului. Iată, Ciprian Ciobanu este suporterul nostru în această partidă. Ilie încă o dată și marchează, se face 4-0. 4-0 și reușit să marcăm. Mi-a luat și un tricou galben, la fel ca echipamentul nostru, numai că al meu nu e cu România, al meu este cu turul Franței. Mă uit foarte mult la ciclism și îmi place turul Franței, așa că mi-am luat și un tricou de genul. Este 4-0, minutul 33, youtuberii joacă foarte bine. Am antrenor bun, mă au pe mine, sunt antrenor bun. Alex Cristian se uită și el la partidă, iată o nouă șansă pentru noi. Ovidiu Pătrașcu, ai, hei, pincetrare, Ilie nu ajunge la balon. Din nou bonus de atac. Mai schimbă puțină tactică, forțare contra atacuri, stil de pressing avansat. Așa jucăm, să-l nimicim pe adversar. Minutul 40. Minutul 40. Oare va reuși eu să marcheze vreun gol? Iată acum contraatacul nostru, să vedem. Ilie nu va ajunge la balon. Era greu, minge mult prea lungă pentru Ilie. Din nou un suporter, cine este? Valentin Claudiu. Îi mulțumim și lui că este alături de noi la această partidă minunată în care trebuie să câștigăm. Trebuie să câștigăm minutul 45. Ultima fază a primei reprize. Ilie, șutul în blocaj al acestuia. Șutul în blocaj și cred că aici a venit finalul primei reprize. Să vedem, bine a lucrat șeful, ne descurcăm foarte bine, șeful e bine lucrat. Vine momentul în care voi face modificări, îl bag pe Regent în locul lui, în locul pisicuței și îl bag și pe lectoratul, lectura de la Lazet îl bag în atac. Odihnim pe cei doi, poate vor schimba și pe Ilie între timp, nu știu. Vedem ce facem în a doua repriză, stă să înceapă. Avem 4-0, i-am zis că batem la o diferență de 6 goluri. Să vedem dacă vom reuși asta. Sper să reușim. Pe la tactică pe aici nu știu dacă mai avem stile de posedare dură. Pas la offside oprit. Da, nu vreau să joc la offside. Facem modificările. 2 modificări la pauză. Lectura de la Lazet. Și acum lectura șutează cu dreptul. Are o intrare la sacrificiu. În ultimul moment, iată, ne-a blocat. Puteam să dăm golul de 5-0. Până acum, Maxi Altele 0,3, Ilie 0,3, Rafael 0,5 nota. Joacă destul de bine Rafael. Este un jucător fenomenal. Avem nevoie de el, la fel și de Max. Ilie, deși a fost într-o formă bună ultima perioadă, Ilie acum ar trebui să mai dea și el un gol. Eu așa zic, este minutul 51 și avem o nouă informație. Scorul actual este consecința modului eficient în care pasăm balonul. Ceea ce e bine. Ceea ce e bine, prezență 15.000 din 15.000, iată o nouă fază, Ilie, oare vine cu șutul în blocaj, Ilie, în blocaj, șutul, prea multe șuturi în blocaj date de Ilie, prea multe șuturi în blocaj expediate de Ilie, dar nu-i nimic, nu-i nimic, noi să ne antrenăm pe viitor cât mai bine și poate vom evita aceste faze, dar între timp este minutul 59 partida. Tot 4-0, un nou atac, Regen pasă pentru lectura de la Lazet, lectura de la Lazet, oh, Doamne! Ce ocazie mă arată în lovitură liberă. Lectura va executa. Lectura în zi este gol. Este gol Ilie. Cum spuneam, Ilie trebuie să marcheze. Și reușește. Ilie reușește să marcheze. YouTuberii conduc cu 5-0. Lanterna roșie a clasamentului. Trebuie neapărat să ne mărim gol averajul. Haideți să dăm cât mai multe, băieți. Ilie. Încă o dată Ilie. Șutul pe lângă poartă. Lovitură liberă din nou pentru lectura. Acum va marca. Presimt eu. No, peste poartă. Peste poartă, dar nu-i nimic, ofensiva, dau atac puternic. Dau atac puternic, adversarul nostru nu va rezista, cu siguranță nu va rezista. Să vedem pe cine putea să mai băgăm noi, Supergeo, The Link, Same, Luțu, îl bag și pe The Link în locul lui Ilie. Îl bag și pe The Link în locul lui Ilie, să vedem dacă el va reuși să facă ceva, Ilie, oate... Ah, la ultima fază Ilie nu reușește, nu reușește din păcate să mai marcheze un gol. Haideți să vedem dacă voi câștiga, să zic așa, pariul făcut. Am zis că batem la 5 goluri diferență, la 6 goluri diferență. Momentan sunt 5. Trebuie să mai dăm unul. Trebuie să mai dăm un gol, băieți. Hai să-l dăm. Hai să-l dăm. The Link intră pe teren. Ilie părăsește terenul, aplauzele spectatorilor. The Link pasează decisiv, este o șansă, lectura de la Zentăcearcă, o diagonală, nicio șansă, e gol, e gol lectura, dar nu ne-a apărut golul, din păcate, dar lectura face 6-0, în aceste momente câștig pariul, băieți, în aceste momente câștig pariul, ce gol reușește lectura, învingere pe portar, ați văzut, nu are nicio șansă, nicio șansă, n-a avut minutul 79, o nouă șansă pentru noi, putem, ne putem mări diferența la 7 goluri, lectura, lectura, încă o dată lectura, ar putea și pasa, haide și pasă, dă și pasă, dă și pasă, oh, roșu, roșu, lectura, treia lovitură liberă, treia e cu noroc, 7-0, 7-0, ta, pa, 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 7-0, lectura marchează. Să vedem, se pare că azi vom avea o victorie confortabilă, poate ne putem menaja cei mai buni jucători pentru meciurile viitoare, am făcut deja modificările. A făcut modificări încă un suporter, Alexandru Gabi, o nouă șansă, The Link în blocaj, ai, The Link șutează în blocaj, putea marca The Link, a fost o ocazie bună, dar foarte bine a fost blocat în ultimul moment, mai avem foarte puțin timp. Lectura încă o dată, The Link pasă cu iRaphahell, magnificul iRaphahell marchează pentru 8-0, minutul 87, în minutul 87 reușim să marcăm pentru 8-0, nu știu dacă vă așteptați la scorul ăsta, eu am zis 6 goluri diferențiate, 8 și acum o nouă șansă, puteam să mai dăm un gol, se termină partida, se termină partida, primă de victorie pentru băieți, 400.000, venituri din competiție 336.000, unde... nu e bine, o să mai le scad prima. O să le mai scad prima pentru că o să mergem pe minus și asta nu e ok. Ciprian Ciobanu, Alex Cristian, Valentin Claudiu și Alexandru Gabiu au fost suporterii noștri în această partidă minunată. Noi le mulțumim și le vom trimite în scurt moment și mulțumirile. O să le trimitem acele pachete. Suntem pe locul 7 în campionat. Avem totuși 18 puncte. Nu suntem foarte departe de locul 4. Eu aici aș vrea să termin. Pe locul 4 nu e imposibil. Acum iată, suntem pe 6. Avem 21 de puncte. S-a modificat clasamentul. Deci nu e imposibil, băieți. Chiar nu e imposibil. Haideți să vedem. 8-0. Jucătorii zic că antrenamentele dau roade. Ce victorie! Le-am creat dificultăți jucătorilor adversarii să paseze mingea și iRaphahell a fost pur și simplu genial. The Link s-a făcut marcat cu 2 pase de gol. The Link 2 pase de gol. Marcatorii noștri în această partidă: Ovidiu Pătrașcu, iRaphahell, Satana, Ilie. Cine a marcat? Ilie dublă, lectura dublă și iRaphahell. Dubla lui iRaphahell, a lui... 3 jucători au reușit să marcheze. Iată, suntem pe minus $12.000. Trimite mulțumirile. Trimite mulțumirile. În aceste momente intrăm și la venituri. O să le scad la prima de victorie. Le scad la 200.000. Asta este mai bine așa. Mai bine așa să le scad la 200.000. În cupă tot 200.000. În cupă le dau 100. Na, nu putem decât 100.000. Lăsăm 100.000 în Superligă. Nu, în Superligă las 600.000. Las 600.000 din Superligă. Ne-am calificat mai departe. Și trebuie să câștigăm. Trebuie să câștigăm locul 3. Superliga. Superliga e un meci important aici, dar nu știu exact când va fi. 63, 7, e puțin, e mai bun decât noi. Nu cu foarte mult, dar e mai bun decât noi. Noi avem buget de 79 de milioane, 91, valoarea echipei 79 de milioane, 91 locuri 200, noi 15.000 de locuri. Bugetul 6, avem bugetul mai mare noi, nivel club 77, vârstă medie 24,5-25, sunt mai tineri jucătorii noștri, cei drept. Da, prieteni, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Ilie, Rafael și Lectura au reușit câte o dublă. Noi ne revedem la un nou episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa, pa! Pa, pa, pa!